Venit în această lecție, vei descoperi ce este Python, care sunt câteva dintre facilitățile sale și vom încerca să ne răspundem la întrebarea de ce este tot mai popular în ultimii ani. Posibilitățile de carieră curente au la bază învățarea acestui limbaj de programare, așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Python este un limbaj de programare ușor de înțeles, ușor de învățat. Este un limbaj de programare dinamic și poate fi utilizat în dezvoltarea diferitelor aplicații, cum ar fi cele de la Google, YouTube, Instagram, Pinterest și Dropbox. Python a fost lansat în 1991 de către Guido Van Rossum, care a vrut să creeze un limbaj ușor de scris, de citit, mult mai ușor de învățat decât multe alte limbaje și care te ajută să creezi aplicații fără prea mult efort. Iar dacă te întrebi de ce Python, de ce un nume de șarpe, e bine, răspunsul este destul de banal. Dezvoltatorul s-a inspirat dintr-un serial TV pe care îl urmărea în acea perioadă. Se pare că îi plăceau comediile. Noi vom găsi aplicația în care să ne compilăm programele la python.org, la downloads, pentru versiunea Windows, dar și pentru celelalte versiuni. Avem butonul direct de descărcare. Vom descărca aplicația în calculator și vom instala pur și simplu ca pe orice programel pe care l-ați mai instalat. Mai departe, vom lucra în Windows Shell. Se deschide foarte simplu din start, scriind jos, idle și apelăm mediul de programare. În idle Shell se deschide un prompt. Ce înseamnă prompt? Înseamnă că se deschide o fereastră care așteaptă comenzi imediate și pentru început, haideți să încercăm o comandă simplă de afișare. Vreau să afișez 1. Iată, promptul îmi afișează această valoare. După cum ne-am dat seama, comanda print afișează pe ecran o valoare numerică sau de tipul text pe care o primește între paranteze. Atenție, parantezele sunt obligatorii. Cu operatorii matematici cunoscuți putem să creăm orice fel de expresii. De exemplu, print plus 9 mod 2. Deci avem o înmulțire și o extragere a restului. Putem să folosim variabile v egal cu 4, print v înmulțit cu 4. V ori 4 se afișează direct. V ia valoarea V ori 4. V 13. În Python avem de asemenea posibilitatea de a insera valori de la tastatură. Funcția care permite acest lucru este funcția input. Input are ca format numele funcției, paranteze rotunde, care sunt obligatorii, iar în interiorul parantezelor un mesaj pentru utilizator. Utilizatorul trebuie să știe la ce se referă valoarea pe care promptul o va cere. Atunci voi întreba, care este numele tău? Semnul întrebării și un spațiu pentru lizibilitate. Iată efectul. Numele meu îl voi insera ca text. De asemenea, eu pot să memorez acest rezultat pe care îl returnează funcția încă o dată. Întrebarea într-o variabilă. Nume ia valoarea rezultată sau returnată de această funcție. Care este numele tău? Încă o dată Nicoleta. De data aceasta nu mai este afișată valoarea, ci este doar reținută. Vom afișa valoarea memorată de variabila nume. Print. Bună. Dragă.
utilizator, în principiu, dragă nume. Am realizat o concatenare între un șir de caractere introdus ca parametru în cadrul funcției print și variabila pe care am creat-o mai devreme. Lângă expresii, structuri de date și structuri de control pe care le putem folosi, este bine de știut că în Python avem la dispoziție un set de module grupate în librării foarte mari. Modulele conțin funcții specializate pe anumite operații. De exemplu, un astfel de modul ar fi cel pentru desen, modulul turtle pe care îl putem apela și apoi putem să-i folosim toate funcțiile. Pentru că vom face programele mai mari, vom folosi un fișier în care să scriem toate instrucțiunile. În fișier trebuie să salvăm în permanență pentru a putea compila, pentru a putea rula programele.